Bună ziua, mulțumesc de invitație. Sunt ultimul înainte de pauză. Am niște topicuri care sau că am discutat. Sper să nu fiu plictisitor. Încerc să fiu cât se poate de succint. Mai avem puțin timp. Prezentarea mea se învârte în jurul rolului actualizat al CFO-ului și al departamentului financiar în noul context. Și aș începe cu întrebarea dacă este CFO-ul de astăzi pregătit pentru nevoile de mâine. Îmi încep discursul cu unele concluzii dintr-un studiu McKinsey, în care mulți dintre directorii financiari CFO intervievați au fost de acord că rolul este într-o continuă mișcare, evoluție, astfel că skill set-urile pe care le avem acum trebuie actualizate în permanență. Ce s-a putut remarca din acest sondaj a fost și că mandatul unui CFO și span of control-ul a început să crească, astfel pe lângă activitățile tradiționale și departamentele sau pilonii de bază din finance, reporting, controlling, accounting, FP&A, CFO-ii au început să-și adauge în portofoliu și alte departamente. În cadrul acestui sondaj, în medie, 5 alte funcțiuni au fost adăugate în raportarea CFO-ului: IT, procurement, M&A, compliance, astfel că rolul a devenit din ce în ce mai complex. Sigur, este o poză care nu e neapărat din regiunea noastră, dar de obicei multe din trendurile din afară se copiază cu mândrie, astfel că ne putem aștepta oricând și în România la un astfel de trend. După cum puteți observa, în cadrul acelui sondaj, o bună parte dintre directorii financiari intervievați au afirmat că, pe lângă activitățile tradiționale, și-au dedicat o bună parte a agendei pe strategie, pe performance management și alte activități care erau considerate și care poate în continuare sunt considerate non-tradiționale. Asta nu înseamnă că activitățile tradiționale nu sunt în continuare desfășurate, da? Sunt în continuare la fel de importante, doar că partea de strategia a devenit una din ce în ce mai importantă. Dacă ar fi să împart rolul unui CFO, i-aș atribui patru mari dimensiuni, ordinea fiind oarecum aleatorie. Totuși, aș începe cu cea de business partner. Cred că rolul CFO ar trebui să fie unul de liant între divizii, între departamente, să fie un bun consultant pentru toți ceilalți. Auzeam chiar o comparație în cadrul unui speech. Acest speaker spunea, dacă ar fi compania fi o mașină de curse, CEO ar fi pilotul, ar desena strategia, ar vrea să ajungă din orașul A în B, în timp ce CFO-ul ar fi copilotul și ar încerca să-l ajute cu informații să ajungă mai repede, mai eficient către destinația dorită. Sunt tot felul de perspective, dar cred că rolul activ de business partner trebuie cascadat atât la nivelul CFO-ului cât și la nivelul organizației de finance. Un lucru pe care eu îl menționez în permanență echipei mele: suntem acolo să oferim suport, să ajutăm și nu doar să, evident, mai și combatem, challenge-uim, dar trebuie să oferim
cât mai multă informație și suport business-ului. Aș continua cu ADN-ul, CFO-ul, Head of Governance, cepțiune în accepțiunea mea, și tonul pe care îl dă în organizație este unul foarte, foarte important. În aceste timpuri foarte volatile, importanța guvernanței cred că este din ce în ce mai relevantă, mai ales pentru companii listate sau în care sunt diferiți stakeholderi implicați. Voi continua cu data science, în sensul în care suntem reprezentând departamentul în care avem cele mai multe date la dispoziție. Trăim în big data environment, astfel că o analiză cât se poate de eficientă a acestor date și o interpretare corectă, cu siguranță aduce un plus de valoare la nivelul organizației. Production, daily tasks și procesele repetitive. Un topic mult dezbătut în ultima vreme și astăzi a fost pe agenda și repetat, transformarea digitală. În finance, cred că sunt câțiva driveri majore care împing această transformare digitală. Aș menționa disponibilitatea datelor și a conexiunilor acestor date. Este foarte, foarte importantă și ne împinge spre o transformare digitală cât mai accelerată. Corporate Performance Management. Momentan, multe dintre companii reacționează unor evenimente, probabil vom deveni mai proactivi decât reactivi, cum suntem în momentul de față. Apropo de ce spunea și Costin, presiunea pe departamentele financiare este din ce în ce mai mare, astfel că procesele de rutină, cu siguranță, vor fi parcate și vor fi ușor, ușor înlocuite de RPA și alte tool-uri de automatizare. Corelat, rolurile în finance sunt într-o continuă dinamică și skillset-urile trebuie adaptate în consecință. Dacă ar fi să desenăm un model ideal în accepțiunea mea în finance, în vârful lui probabil ar trebui să stea strategia, guvernanța și managementul obiectivelor, sigur cu un core al proceselor existente și al departamentelor actuale. Controlling, risk management, treasury, accounting, FP&A. Dacă am analiza și ne-am pune întrebarea cum ar trebui să arate acum o organizație de financiar, cred că multe din aceste aspecte de aici, nu aș vrea să fiu repetitiv cu o parte sau discutat, sunt foarte, foarte, foarte relevante. Vorbeam de obiective și performance management, cred că unul din principalele atributele a unui obiectiv de management este să fie măsurabil. Astfel că un set de metrics, un set de KPIs e cât se poate de relevant pentru a fi pus la dispoziție. În epoca asta digitală, acești KPIs sunt din ce în ce mai ajung în fața noastră din ce în ce mai repede. Dacă îmi deschid telefonul, am o interfață de Power BI, pot să urmăresc foarte rapid daily sales, profitabilități și alte KPI care cu ceva timp în urmă îi puteam urmări doar după încheierea de lună sau alte perioade de cut-off. Unde trebuie să ajungem în perioada următoare, unde cred eu că vom ajunge? Cu siguranță digital reporting și analytics sunt deja prezente aici, dar vor deveni
o recurență și o prezență constantă în activitățile noastre de zi cu zi. Smart Planning and Predictive Analytics, deschidea discuția Guillaume mai devreme apropo de reforecasting și cât de important, cât de important e procesul de forecasting în această perioadă volatilă. Cu siguranță au apărut și vor apărea în continuare tool-uri care să ne ajute să oferim o predictibilitate mai clară stakeholderilor relevanți, fie ei acționari, bănci sau alți parteneri. RPA-ul există, probabil nu este foarte, foarte dezvoltat încă, dar ne așteptăm ca scalarea RPA-ului să fie din ce în ce mai mare. Toate lucrurile astea cu siguranță pot fi făcute cu un skill set digital cât se poate de actualizat. Astfel că, apropo de joburi în pericol, basic accounting clerks care doar procesează informația ar trebui să înțeleagă mai mult ceea ce procesează, să aducă un plus de valoare în companie, altfel probabil într-un timp relativ scurt rolurile lor vor deveni oarecum redundante. Am căutat și niște use case-uri, sunt foarte multe use case-uri în atât și în România cât și în Europa, în state nu mai vorbesc, despre procese de RPA. Industria producătoare, managementul de AR, personal accruals, calculații automate de dobânzi în scheme mai complexe de cash pooling, în AP sunt foarte, foarte multe use case-uri de unde RPA-ul ajută, la fel în GL accounting. Astfel că e o realitate, cred că trebuie să învățăm să o primim, să ne structurăm departamentele mult mai eficient, astfel încât să generăm cât mai multă valoare în cadrul companiei. Sunt câțiva termeni la mod în ziua de azi. Agilitate, sustenabilitate, dacă ar vrei să ai un speech care să pară cât mai elevat, strecori câțiva termeni de genul ăsta și punctezi mult mai bine. Mă gândeam, sunt un clișeu, nu sunt un clișeu, trebuie să-i menționez sau nu, probabil că sunt un clișeu, dar cred că sunt și o realitate. Agilitatea, mi-e greu să o definesc, eu, în accepțiunea mea, e capacitatea reactivă sau proactivă a unei persoane, a unei organizații de a se adapta la schimbare. Nu cred că agilitatea merge de sine stătătoare. Cu siguranță, readiness for change e un alt atribut foarte, foarte important, pentru că din experiența pe care am avut-o și în procese de integrare și în M&A-uri și în procese de restructurare la nivelul unor companii, a proceselor și a activităților de zi cu zi, rezistența la schimbare este unul din mari blocări al oricărui proces. Nu aș mai intra în foarte multe detalii, am încercat să fiu cât se poate de rapid. Aș concluziona prin a spune că rolul CFO-ului s-a transformat în ultimii, nu știu, 10-15 ani de la acel expert contabil, director economic, care trebuia să viseze fiscalitate, legi contabile, într-un strateg de business, într-un partener al CEO-ului și al echipei de conducere și care și-a adus experți pe fiecare ramură relevantă. Da, știu care sunt riscurile fiscale majore, știu în mare parte schimbările din legea contabilității, dar dacă mă luați la întrebări detaliate, s-ar putea să vă direcționez către tax manager, către chief accountant sau către alte funcțiuni care au căpătat, s-au mișat în aceste domenii și au devenit specialiști. Cam atât din partea mea, am încercat să fiu cât se poate de succint, multe topicuri s-au repetat. Nu știu dacă m-am încadrat, terminăm la 11:30.
Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă sunt întrebări, dacă nu, online avem și poate pe parcurs vor veni și din sală. Pentru voi, care sunt cele mai mari provocări la nivel de business, bineînțeles din unghiul tău al financiarului? Cu siguranță, noi acum, spre exemplu, suntem într-un shift total de ERP. Ne-am dat seama că structura pe care o aveam nu ne mai ajuta, sistemele pe care le aveam erau destul, sunt destul de învechite, astfel că digitalizarea și automatizarea proceselor a devenit un must. Ăsta e principalul challenge de actualizare și updatare a sistemelor pe care le folosim. Al doilea lucru ar fi dimensionarea corectă a echipelor. Suntem într-un business în continuă creștere, cu un apetit destul de mare și pe piața de M&A, astfel că ați dimensionat corect resursele necesare a devenit un foarte mare challenge. Pot vorbi mult și dezvolta, dar astea ar fi principalele, să zic, aspecte. Iată că ai pronunțat cuvântul M&A și da, ai anticipat într-un fel următoarea întrebare a unui participant legată de evoluția pieței de M&A în serviciile medicale, care-i punctul tău de vedere și cât potențial are piața la nivel de dezvoltare regională în România. Piața de M&A este încă în continuare destul de fierbinte. Piața sa de healthcare s-a consolidat, este în continuă consolidare, dar în continuare mai sunt jucători care pot fi preluați. Să știu rețelele mari care au investit destul de mult. Noi suntem, căutăm activ ținte și avem în permanență discuții. Diferența între grupul nostru și alți jucători pe piață e că, fiind o corporație listată la bursă în afară, suntem un pic mai încerți în a finaliza o tranzacție, dar credem în potențialul pieței, credem în continuare că există un potențial mare, mare, mare de creștere. În ultimii ani piața a crescut double digit, year on year. Credem în continuare în această creștere. Anul, perioada pandemică ne-a arătat un mare switch al pacientului dinspre sistemul de stat înspre sistemul privat. Nu zic că e un lucru bun, noi nu suntem competitori în primul rând. Noi credem că venim cu o ofertă complementară față de ce oferă sistemul public, astfel că chiar nu competiționăm. Dar credem că venim cu o oarecare valoare adăugată. Concluzionând, piața va crește în continuare, aceasta este viziunea noastră, iar tranzacții vor fi câteva chiar pe final de an. Și aș mai avea eu o întrebare, că tot spuneai de listare și așa. Piața românească nu am mulți jucători și dintre cei mari sunt business-uri antreprenoriale și evident poate cu o viteză de reacție permisă de specificul business-ului mai mare. Simțiți o presiune din punctul ăsta de vedere în piață? Pentru că, da, dintre jucătorii mari sunteți... poate defavorizați un pic de lucrul acesta, la o primă vedere, spun. Da, există oarecare presiune în sensul în care anumiți jucători se mișcă ceva mai repede decât noi, iau decizia mai agil, fiind one person driven companies. Pentru noi, având niște layere ceva mai multe, ne e un pic mai dificil, dar avantajul nostru este că de multe ori am respectat și respectăm foarte mult acei antreprenori de la care cumpărăm, îi implicăm activ în business și rolul lor nu devine unul marginal. Sunt în continuare voci foarte puternice, pentru că în aceste business-uri mulți s-au implicat foarte mult sufletește și văd business-ul ca pe puiul lor, ca pe copilul lor și nu vor să-l lase în mâinile altora.
și noi credem că aici suntem destul de apropiați de ei și le oferim un rol important în continuare în managementul companiei respective.